Ba da, e treaba noastră. Femeia din, în 2013, în Dorobanți, târâtă cu un cuțit la gât și dusă și violată. Oamenii treceau și considerau că, în fine, e o scenă într-un cuplu. Un cuțit la gât, o femeie târâtă și trecătorilor li se părea normal. Păi dacă noi n-am învățat la școală, nu ne-a învățat nimeni că abuzul nu-i normal, că violența nu-i normală, nici fizică, nici emoțională, cum vrei să reacționăm? Adică, scuză-mă, cine-i bruta? Cine-i bruta? Dar legea poate să... Adică eu care te văd pe tine cu un cuțit la gât pus de agresorul tău, nu sunt cumva la fel de brută cum este agresorul tău, pentru că nu îmi pasă de tine? Poate că nu întâmplător, în limba română, cuvântul nepăsare nu are decât forma negativă. Că eu de-aia zic păsare. De ce numai nepăsare? Asta ține de lipsa unei educații, da, a intimității, a sexuale. Da, și a intimității. Nu doar sexuale. Educație de viață privată. Copilul, dacă intră în acest program educațional, care zice, păi, la școala de stat, despre asta vorbim, va începe să înțeleagă dacă părinții lui nu se poartă în regulă cu el, pentru că îi se vor explica acolo cum se poartă părinții normal. Și dacă ai lui nu se poartă normal, copilul va ști că ai lui nu se poartă normal. Pe când acum se ajunge la abuzuri inimaginabile, inclusiv ale părinților asupra copiilor, și inclusiv sexuale, pentru că copilul nu e apărat de nimeni.